Auzi-ți toate-n viață.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume sus. Să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel sminutit. Tu nu știi de rugăciune ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vini de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vini de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese
Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ, credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate, cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu, el trăiește cu nădejdea în Dumnezeu. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu, el trăiește cu nădejdea în Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă îl va păzi cu puterea Sfintei Cruci, îl va umbri de Satana cel sminetit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț, și îi trage în rătăcire mai pe toți. De Satana cel sminetit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț, și îi trage mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și Satana multe sate a dobândit, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, formând sectia măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, să nu te lași amăgite, iubitul meu, de Satana cel sminetit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și cât. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ, pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, azi ești în
dar și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită. Oricât ar fi să vină în viitor, ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire
s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 25 martie, biserica noastră drept măritoare face prăznuirea bunei vestiri a preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria. Preacurata Fecioară Maria, fiica sfinților și dreptilor Ioachim și Ana, fiind în templu de 12 ani, se îndeletnicea în toate zilele cu rugăciunea către Dumnezeu și cu lucrul mâinilor, dar citea și din cărțile sfinte, cugetând la legea Domnului. Adesea stăruia asupra prorociei lui Isaia, iată, Fecioara va zămisli în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește, cu noi este Dumnezeu. Și se aprindea cu dragoste nu numai pentru Mesia, pentru cel care avea să vină, ci și pentru Fecioara aceea care avea să-l zămislească și să-l nască pe Mesia. Ce negrăită este taina aceasta, ca o Fecioară să fie maică. Odată, fiind Fecioara Maria în Sfânta Sfintelor, după a doua catapeteasmă a templului, pentru rugăciunea obișnuită de la miezul nopții, a strălucit peste ea o lumină mare și un glas s-a auzit: iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. În al 14-lea an, Mariei i s-a poruncit de către arhierei, potrivit cu legea, să iasă din templu asemenea celorlalte fecioare de vârsta ei și să se mărite. Ea răspunse că fusese dată lui Dumnezeu de către părinții săi încă de la naștere și că a făgăduit să-și păstreze fecioria în veci. Îndemnat de cuvântul lui Dumnezeu, arhiereul cel mare, Zaharia, adună 12 bărbați din seminția lui David, între care și bătrânul și dreptul Iosif. Le luă toiegele și le lăsă peste noapte în sfântul altar, rugându-se la Dumnezeu să le arate care dintre cei 12 bărbați este vrednic să fie logodnicul Fecioarei Maria. A doua zi, intrând cu toții în templu, găsiră înverzit toiagul lui Iosif, iar de sus venind, se așeză pe el un porumbel. Așa s-a cunoscut prin bunăvoința divină cui să îi se încredințeze spre pază Fecioara. Dreptul Iosif a luat din templu, chiar din mâinile arhiereului Zaharia, pe preacurata Fecioară și a dus-o în casa sa, unde i-a fost bărbat numai cu numele, căci era păzitor al fecioriei ei și slujitor al vieții ei preacurate. Maria ducea în casa logodnicului său aceeași viață ca în templu. După 4 luni petrecute în curăție și rugăciune în casa lui Iosif,
sosi momentul întrupării cuvântului lui Dumnezeu. Buna vestire a zămislirii Fiului lui Dumnezeu i-o aduse Mariei Arhanghelul Gavriil. Bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, iar numele Lui, după cum îi vestește Mariei, tot Sfântul Arhanghel Gavriil va fi Iisus, care se tâlcuiește Mântuitor. Dumnezeu o alesese pe Fecioara Maria ca să fie născătoarea Fiului Lui, pentru că era smerită, iubitoare și pregătită în rugăciune să-L primească în pântecele Său. Tulburată de apariția și de spusele Îngerului, Maria însă nu înțelegea chipul în care se va face zămislirea. Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Arhanghelul îi spune că aceasta va fi mai presus de fire. Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Iar ca încredințare a acestei minuni, Sfântul Arhanghel Gavriil îi spune Mariei că Elisabeta, care era stearpă, va avea un fiu la bătrânețe, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință. Fecioara Maria s-a supus atunci voii Domnului, zicând cu smerenie: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îndată, prin lucrarea Sfântului Duh, s-a săvârșit zămislirea Fiului lui Dumnezeu, nu pe cale trupească, ci pe cale duhovnicească. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Părintelui nostru Șenutie, purtătorul de semne care în pace s-a săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe Pelagia și Teodosia, care prin sabie s-au săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea unui călău care, ajungând la cunoștința lui Hristos și închis fiind într-o temniță întunecoasă, s-a săvârșit acolo din viață. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.